Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Cârciumaru a fost eliberat din arest. Autoritățile județene așteaptă colindătorii. Cum se pregătesc motrenii de sărbătorile de iarnă? Fostul primar al municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a fost eliberat din arest. Fostul edil este cercetat pentru mărturie mincinoasă. Florin Cârciumaru a fost reținut ieri pentru 24 de ore. În dosarul în care se fac cercetări cu privire la spălarea operelor lui Constantin Brâncuș cu jet de apă. Este justificată această măsură? Nu, comentăm după ce ne vedem, facem conferință de presă și discutăm. Cum vă simțiți, domnule senator? Oricum nu vine. Atâtea boli de mine. Operele lui Brâncuș au fost curățate cu jet de apă sub presiune în vara anului 2013, procedeu care a dus la posibila degradare a porții sărutului. În cauză, polițiștii au dispus începerea urmăririi penale pentru distrugere și abuz în serviciu. De atunci și până în prezent, procurorii au îngropat cazul de 4 ori. Nimeni nu a fost reținut. Cercetat a fost Adina Andrițoiu, fosta șefa Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș, la cererea căreia a fost făcută operațiunea de curățare. La începutul acestui an, dosarul a fost redeschis pentru a 5-a oară. Florin Cârciumaru, care nu a apăruse în dosar nici măcar ca martor, a fost chemat la audieri. După întrevederea cu procurorii, fostul edil a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de mărturie mincinoasă. Acuzațiile nu sunt fondate, crede avocatul Florin Homescu. I s-a atribuit calitatea de inculpat din calitate de suspect care a fost stabilită ieri, cu ocazia luării măsurii rețineri, iar pentru astăzi dumnealui nu a mai făcut declarații și nu s-a mai dispus nicio altă măsură, urmând să fie eliberat din arestul IPJ la data expirării ordonanței de reținere. În privința faptelor care sunt cercetate în acel dosar, nu am cunoștință despre data la care ele au fost săvârșite. Dumnealui îi se atribuie calitate de inculpat pentru mărturie mincinoasă în legătură cu unele aspecte pe care le-ar fi declarat, deși nu are nicio legătură cu acea atribuire a contractului de achiziție, pentru că nu era în competența primarului municipiului, ținea de Centrul Brâncuș. Are personalitate juridică, deci singur face licitațiile, singur exact stabilește. Păi da. Și atunci de ce a fost reținut domnul Brâncuș? A fost opinia procurorului, vom vedea mai departe dacă se va ajunge la trimitere în judecată, dumnealui urmând să-și dovedească nevinovăția în fața instanțelor. Florin Cârciumaru a fost primarul municipiului Târgu Jiu între 2000 și 2016 și senator PSD între 2016 și 2020. Polițiștii din cadrul frontierei Calafat au depistat pe raza localității Seaca de Câmp o remorcă frigorifică încărcată cu aproximativ 420.000 de pachete cu țigări de contrabandă, în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro. Remorca era parcată pe partea carosabilă și nu avea numerele de înmatriculare. Polițiștii au monitorizat zona, iar câteva ore mai târziu a sosit un bărbat la volanul unui cap tractor, care a încercat să cupleze remorca. Oamenii legii au intervenit imediat și l-au legitimat pe șofer, stabilindu-se că este un cetățean român. Acesta a declarat că transporta produse de panificație congelate. Însă, cu ocazia controlului, polițiștii de frontieră au constatat că remorca era încărcată cu 840 de baxuri, ce conțineau cantitatea totală de 8,4 milioane țigări fără marcaje fiscale. Țigările în valoare totală de peste 1.400.000 de euro, camionul și remorca frigorifică au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor. În cauză, conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii vor cere arestarea sa preventivă. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. O auto specială aparținând IPJ Dolj și a fost implicată aseară într-un accident rutier. Evenimentul s-a produs pe strada Caracal din municipiul Craiova. Potrivit IPJ Dolj, polițiștii se deplasau pe strada Caracal către un eveniment rutier, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase pornite. La intersecția cu strada 22 decembrie 1989, un conducător auto de 67 de ani din comuna Bulzești nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de schimbare a benzii de circulație și a intrat în coliziune cu auto speciala de poliție. În urma impactului, nicio persoană nu a fost rănită. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotez, rezultatele fiind negative. Șoferului de 67 de ani a fost întocmit proces verbal de sancțiune contravențională. Inspectorii de muncă Gorjeni au sancționat un angajator pentru muncă nedeclarată cu o amendă în valoare de 20.000 de lei. Este vorba despre patronul unui restaurant din Târgu Jiu.
Un alt angajator, tot din municipiu, care activează în domeniul tâmplăriei și dulgheriei, a fost sancționat cu suma de 40.000 de lei pentru primirea la muncă a doi muncitori necalificați. Un angajator cu sediul social în municipiul Târgu Jiu, având domeniul de activitate restaurante, a fost sancționat cu suma de 20.000 de lei pentru folosirea în activitatea unei persoane pentru care nu avea încheiat în prealabil contract individual de muncă. Persoana, identificată de către inspectorii de muncă, a fost depistată în trafic, în timp ce desfășura activități de aprovizionare cu marfă în beneficiul angajatorului. Alte două persoane au fost depistate de către inspectorii de muncă pe raza municipiului Târgu Jiu, în timp ce prestau activitate ca muncitori necalificați în beneficiul unui angajator cu domeniul de activitate lucrări de tâmplărie și dulgherie. Angajatorul în cauză a fost sancționat cu suma de 40.000 de lei. În total, în perioada 21-25 noiembrie, inspectorii din cadrul ITM Gorj au efectuat 52 de controle. În urma deficiențelor constatate, au fost aplicate amenzi în valoare totală de circa 160.000 de lei. Totodată au fost dispuse 127 de măsuri de remediere a deficiențelor. În săptămâna 21-25 noiembrie 2022, trei persoane au fost depistate de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, în timp ce prestau activitate fără forme legale de angajare pentru doi angajatori pe raza județului Gorj. Au fost aplicate amenzi în cuantum de 163.000 de lei. În perioada menționată, inspectorii de muncă cu atribuții de control în domeniile relații de muncă și securitate-sănătate în muncă au efectuat un număr de 52 de controle, fiind aplicate 22 de sancțiuni și dispuse 127 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. În acțiunile de control, inspectorii de muncă din cadrul ITM Gorj au beneficiat atât de sprijinul reprezentanților din cadrul IJJ Gorj, cât și de cel al reprezentanților din cadrul IPJ Gorj. Consiliul Județean Gorj, Școala Populară de Arte Constantin Brâncuș Târgu Jiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj se pregătesc să întâmpine colindătorii cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Copiii vor fi așteptați la sediul Consiliului Județean Gorj pe parcursul a 3 zile, 12-14 decembrie, în intervalul orar 9:30-15. Programarea se face în perioada 5-7 decembrie prin depunerea unei cereri de înscriere, care va putea fi descărcată de pe site-ul instituției. Cererile completate vor putea fi depuse în aceeași perioadă, în intervalul orar 10-13, la sediul Consiliului Județean Gorj, biroul de relații cu publicul. Înscrierea se va face în ordinea înregistrării cererilor până la epuizarea numărului de locuri disponibile. Programul de colinde din cadrul manifestării cultural-artistice în așteptarea lui Moș Crăciun, Colindă, Doamne Colind, va fi completat de Alaiul Obiceiurilor de Iarnă, eveniment ce va avea loc în piața prefecturii din Târgu Jiu, joi 15 decembrie, începând cu ora 10. Instituțiile organizatoare se pregătesc să întâmpine aproximativ 6.000 de colindători, atât din Târgu Jiu cât și din județ. Marcel Romanescu nu crede că va fi luat la ochi de noua conducere a PNL Gorj după votul de blam dat sâmbătă de organizația municipală. Liberalii conduși de edil au hotărât să nu pună ștampila pe niciunul dintre cei doi candidați care s-au luptat pentru postul de președinte. Ion Iordache l-a învins detașat pe Gheorghe Pecingină și va fi noul lider județean al PNL. Romanescu a explicat motivele pentru care liberalii de la municipiu s-au obținut de la vot, declarând că nu se așteaptă la repercursiuni. N-am de ce să mă tem, pentru că eu am transmis deschis ceea ce voi face și de aceea nici nu m-am ascuns. Odată ce luăm o hotărâre într-o echipă, și aici vorbesc de echipa de la PNL Târgu Jiu, echipa celor 15 delegați de la conferința județeană, nu văd de ce ar trebui să urmeze repercursiuni, pentru că și în viață există astfel de hotărâri pe care le iei în familie și pe care ți le asumi. Pe de altă parte, edilul liberal nu știe dacă va rămâne printre comunicatorii partidului, dar spune că va respecta deciziile biroului permanent județean. Vom vedea după biroul permanent județean, după primul birou permanent județean, care va fi strategia noii echipe. Cred că este ultima conferință de presă pe care o fac pe probleme de natură politică. De acum încolo voi discuta mult mai mult legat de administrație, pentru că avem un birou permanent județean, deja avem un președinte și s-ar putea ca la prima ședință de birou permanent județean să se stabilească o anumită strategie cu comunicatorii partidului și dacă voi fi desemnat să transmit anumite mesaje, dar nu cele care mi se impun, le voi transmite. Dacă nu voi fi printre comunicatorii Partidului Național Liberal, voi fi comunicatorul administrației pe care o conduc pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu. 15 membri ai organizației municipale s-au obținut de la vot la alegerile de sâmbătă.
Ziua de 1 decembrie, Ziua Națională a României, a fost sărbătorită în avans la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Prin programul Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism, a fost organizat un eveniment menit să scoată în evidență elementele specifice culturii gorjenești. În cadrul acțiunii, studenții au venit îmbrăcați în păr popular și au prezentat preparate gastronomice tradiționale. Ștefan Ghimiș, prorector la UCB, a explicat de ce manifestarea a fost organizată astăzi. Astăzi, Facultatea de Inginerie, specializarea IMAPA, sărbătorește în avanpremieră Ziua Națională a României, pentru că peste două zile sărbătorim 104 ani de la Marea Unire și ne-am propus să deschidem această serie de sărbători prin promovarea tradițiilor gorjene, a obiceiurilor din zona Gorjului și astăzi aici studenții de la Facultatea de Inginerie împreună cu cadrele didactice și cu prietenii lor sărbătoresc împreună Ziua României și tradițiile pe care Gorjul le-a promovat în România. Studenții și cadrele universitare au încins Hora Unirii pe holurile instituției de învățământ. Este un moment solemn, plin de bucurie, care le oferă studenților ocazia de a se reconecta la valorile timpului naționale și la spiritul neamului. La finalul evenimentului a fost tăiat un tor cu semnele României. Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar autoritățile locale fac tot posibilul să pregătească comunitățile pe care le conduc. La Motru totul va fi de poveste, municipiul va fi împodobit și vor fi amplasați 7 brazi în zone diferite ale orașului. Cosmin Morega, primarul municipiului Motru, spune că în perioada sărbătorilor de iarnă vor avea loc multe activități în care vor fi implicați părinții și copiii. Acesta a transmis că a ales ca în acest an să fie montați în oraș 7 brazi naturali cu dimensiuni cuprinse între 10 și 16 metri. Brazii au fost amplasați în cele 3 parcuri din Motru, la stadionul municipal, la Catedrala Ortodoxă, la grădinița cu program prelungit, dar și în fața primăriei. Iluminatul festiv va fi aprins pe 5 decembrie. Avem multe activități în această lună, care deja mai avem câteva zile și intrăm în decembrie. Avem 1 decembrie, 4 decembrie, 22 decembrie, 23 pentru copii, mai multe activități, având în vedere că va trebui să ne colinde și aceste grupuri în Motru. Avem de monta brazii, ne pregătim să aprindem iluminatul de iarnă pe data de 5. Poate multă lume o să întrebe de ce pe data de 5. Având în vedere aceste libere care urmează, această mini-vacanță, mare parte copiii împreună cu părinții sunt plecați. Urmează și aprinderea bradului, cred că la dumneavoastră în Târgu Jiu pe 1, să nu ne suprapunem, să aibă posibilitatea ca fiecare să-și aleagă unde să meargă sau să meargă pe rând în fiecare localitate pentru a intra oarecum în spiritul sărbătorilor de iarnă. Și în acest an vor fi brazi montați în toate cele 3 parcuri, la catedrală, la biserica de lângă primărie, la grădința cu program prelungit, la stadionul municipal Motru, în fața primăriei. Deci avem mai multe zone de care sau unde se pot bucura părinții, bunicii și copiii. Complexul energetic Oltenia a ieșit de pe podiumul producătorilor de energie electrică din țară. De câteva zile, compania funcționează cu numai 4 grupuri energetice. Grupurile pe bază de cărbune sunt acum pe locul al 4-lea la nivel național. Peste 90% din energia respectivă este produsă de complexul energetic Oltenia. Pe primul loc este hidroelectrica, urmată de termocentralele pe gaze naturale și energie nucleară. Termocentralele CEO și ceilalți producători pe bază de cărbune furnizează în medie 1300 de MW pe oră, respectiv o cotă de 17% din total. Mâine este ultima zi pentru ridicarea cotei de cărbune la complexul energetic Oltenia. Distribuirea cotei de cărbune a început în vară și se încheie în ultima zi a toamnei. Au depus cerere aproape jumătate dintre angajații complexului energetic Oltenia. Fiecare dintre aceștia beneficia de o cotă de lignit de 10 tone. Prețul a fost stabilit la 1660 de lei. Suma a putut fi achitată în 4 rate salariale. S-a mai putut achiziționa o cantitate suplimentară de 2 tone de cărbune, însă la un preț de 252 de lei tona. Acordarea cotei de cărbune la un preț mai mic pentru salariați este prevăzută în contractul colectiv de muncă existent la nivelul complexului energetic Oltenia. Au loc verificări la centrul de agrement de la Săcelu, deținut de complexul energetic Oltenia. Sunt vizate echipamentele care măsoară consumul de apă menajeră și potabilă.
Astfel au fost alocate fondurile necesare pentru efectuarea verificării metrologice a sistemelor de măsurare și de contorizare existente la nivelul tuturor clădirilor. Acest lucru va stabili exact consumul pentru un control mai bun al sumelor cheltuite cu utilitățile. Este de amintit că baza de la Săcelu a fost scoasă la vânzare de către Complexul Energetic Oltenia. Procedura este în desfășurare. Meciurile din Superliga se reau în această seară, odată cu partida de la Ploiești, Chindia Târgoviște și Universitatea Craiova. Restanța din etapa 6 se joacă la ora 19. Oltenii au mari probleme de lot înaintea confruntării. Ștefan Baiaram și Bogdan Mitrea sunt suspendați, Nicușor Bancu și Elvir Colis sunt accidentați, iar Sergiu Hanca și Ionuț Vână nu au revenit de la echipa secundă. Chiar și așa, antrenorul Mirer Rădoi consideră că oaspeții sunt foarte motivați, vor să urce pe locul 3, iar fanii să ia cu asalt stadionul la derbiul formațiilor din Craiova. Pentru noi e o miză foarte importantă, nu doar cele 3 puncte. În situația în care noi câștigăm această restanță, noi mai urcăm un loc în clasament. Asta înseamnă că vom fi pe poziția a 3-a. Ceea ce ne asigură și un număr de puncte relativ mai mic, 7 puncte față de primul loc. La o eventuală înjumătățire vor fi 4 puncte cu tot cu rotunjirea. Asta înseamnă că în continuare suntem pe locurile pe care ne-am propus. În primul rând trebuie să ne asigurăm prezența în play-off, după aceea distanța între noi și celelalte din fața noastră să fie cât mai mică. Nu doar cele 3 puncte, nu doar că venim după o pauză în care și noi am avut rezultate pozitive, am muncit foarte bine jucătorii, au acuzat o stare de oboseală, era normală în această perioadă, dar și urcarea unei poziții în clasament este foarte important. După aceea, venind de pe locul 3 jucând acasă, e clar că din punctul ăsta de vedere, evident pentru toată lumea că stadionul va fi plin și nu ne dorim decât o victorie a Universității Craiova. Cu Toni Petrea pe bancă, dâmbovițenii sunt neînvinși în Superliga, acumulând numai puțin de 17 puncte în 7 partide, după ce în primele 11 etape strânseseră numai 3 puncte. Dan Nistor știe că va urma un meci greu și a recunoscut că era ideal să joace cu formația din Târgoviște înainte de numirea actualului antrenor. Probabil ar fi fost un avantaj pentru că nu traversa o perioadă foarte bună și cred că era mai ușor, dar așa va fi destul de greu. Ținând cont că ei, de când au venit nouă antrenori, nu au pierdut niciun meci în campionat. Dar pentru noi, cred eu că este un impuls, deoarece dacă am câștigat cele 3 puncte, vom duce pe locul 3 și vom egala la puncte pe CFR Cluj, care se află pe locul 2. Universitatea are 31 de puncte după 17 runde, în timp ce Chindia a acumulat 20. Acestea au fost știrile Accent TV. Eu sunt Adela Coco și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!